Bună ziua, bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor. Începem jurnalul cu o informație de ultim moment. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut să transmită public în urmă cu puțin timp faptul că nu susține amendamentele celor de la UDMR privitoare la scăderea pragului până la 10%, prag care vă reamintesc de la care o minoritate poate folosi limba maternă. Care să fie explicația acestei răsturnări de situație? Poate ne spune chiar acum colega mea Alina Sorocean. Bun găsit, Alina, te ascultăm. Am găsit, Liviu Dragnea susține că nu a avut nicio discuție până acum cu liderul UDMR în legătură cu acest subiect, asta excluzând însă discuțiile pe care știm foarte bine pe surse că au existat la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu, atunci când s-a dorit a vota în Parlament acea lege care prevede scăderea pragului pentru folosirea limbii maghiare. Vorbeau atunci liderii despre un prag de 15%, acest prag obligând însă folosirea limbii maghiare în administrația locală. Iată, acum în comisiile de specialitate din Parlament, din Camera Deputaților mai exact, s-a votat coborârea pragului la 10%, liderii UDMR încercând astfel să modifice legea, doar că Liviu Dragnea menține că nu va susține acest prag în Parlament. De la 15% în sus se va discuta, spunea Liviu Dragnea astăzi. Asta în contextul în care dumnealui menționează că nu au fost discuții cu cei de la UDMR. Rămâne de văzut așadar dacă în comisia care va întocmi raportul, Comisia de Administrație, și dacă plenul Camerei Deputaților va trece proiectul așa cum este în acest moment cu un prag de 10%, cert este că Senatul va decide, acolo putem vorbi despre o decizie finală fiind Camera Decizională. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, Alina. Mergem mai departe și cu alte subiecte.